Federația Română de Scrimă și-a desemnat laureații anului 2018 într-o gală la care au participat numeroase personalități ale sportului românesc. În urma performanțelor obținute în acest an, spadasina Clubului Sportiv al Armatei Steaua, Ana Maria Brânză, a fost numită sportiva numărul 1 a Federației Române de Scrimă. A fost un an al provocărilor, mai ales că reveneam în competiție pe locul 71 în clasamentul mondial, nu mai fusesem de mult acolo. Primul pariu a fost ajung în top 16 înapoi, să fiu scutită de grupele preliminare, căci mi-era o teamă îngrozitoare la fiecare competiție, iar factorul decizional, trebuie să recunosc, a fost domnul Dan Podeanu. În momentul în care, da, în pauza aceea pe care am avut-o, s-au evit foarte multe oportunități, dar în momentul în care dânsul mi-a spus, eu cred că pot să mai faci performanță, atunci am fost convinsă că da, pot să ajung din nou acolo. Am reușit să urc pe treapta a doua a podiumului la campionatul mondial de la Vuxia, am fost la un pas de podium la campionatul european de la Novi Sad și asta îmi dă speranță că locul meu este încă în sala de scrimă. Am un singur gând, biletul pentru Tokyo 2020 este, să zicem, un an de tranzit pentru mine. În primul rând să fiu sănătoasă, să mă bucur în continuare de domnul Dan Podeanu în sala de antrenament și, bineînțeles, să formez o nouă echipă alături de antrenori și de colegele mai tinere. Președintele CSEA Steaua, domnul Bixi Pompilu Mocanu, este mulțumit de numărul mare al sportivilor și antrenorilor clubului, care au fost evidențiați în această gală. Sunt mândru și fericit că sunt de la Steaua, aș fi vrut să fie și mai mulți. O să facem tot ce ține de conducerea clubului, să le putem asigura și pentru mai departe toate condițiile necesare, astfel încât să-și poată îndeplini obiectivele. Sunt mândru că sunt stelist și sunt mândru că mă aflu aici printre ei și cu atâți tineri pe lângă noi, sportul românesc are viitor și Clubul Steaua are viitor, cu siguranță. Președintele Federației Române de Scrimă a remarcat eforturile sportivilor și echipei tehnice a scrimărilor de la Steaua, în timp ce ministrul tineretului și sportului, domnul Bogdan Matei, promite o finanțare corectă a sportivilor pentru atingerea obiectivelor. Este o chestie foarte bună, părerea mea, pentru că și e un rezultat al muncii antrenorilor care lucrează acolo. Și drept dovadă se vede munca lor. Observați foarte bine, fiecare au intrat să la nivel de cadeți până la nivel de seniori. Eu unul mă aștept să venim cu cât mai multe medalii, pentru că de fapt ăsta este scopul nostru. Ceea ce poate să facă Ministerul Tineretului și Sportului este să fie alături de dumnealor printr-o finanțare corectă, astfel încât să putem să ne bazăm că vom avea și medaliile dorite de la această olimpiadă. Campionul olimpic la sabie și actualmente președinte al CIOSR, domnul Mihai Covaliu, a fost mulțumit cu numărul de medalii obținute în 2018 de către scrimer și consideră că sunt speranțe pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo. Mă bucur foarte mult că băieții de la sabie au intrat în grafic, dacă pot spune așa, pentru calificarea la Jocurile Olimpice. Ana a demonstrat odată că poate trage echipa după ea. Iar juniorii de la sabie, de la floretă, de la spadă să-și dorească să intre în echipa de seniori. Gala laureaților Federației Române de Scrimă a fost dominată de sportivi steliști, numai puțin de 14 dintre cei 36 de premianți purtând culorile roșu-albastre.